Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Rapid. Da, în acest episod jucăm cu Rapid București. Încercăm să refacem echipa, să vedem dacă putem avea un parcurs mai bun decât a avut în acest sezon Rapid. Cu Răzvan Lucescu, antrenor. Pentru cine nu știe, l-am pus pe Răzvan Lucescu. Da, bun. Iată, avem o ofertă de transfer pentru Moraes din Arabia. De la Al Ahly, acceptăm oferta, nu ne mai interesează absolut nimic, și o ofertă pentru Loan, pentru un împrumut, pentru Danilă, Loan to buy. Păi, ok, nu are față, nu prea mă interesează pe mine, 6 luni și start de la 450.000. Și nu-l dai pe mai puțin de 275.000. Asta e. Adică valoarea lui. Bun. Și mergem mai departe, dar o să simulăm din calendar meciul ca să joace absolut oricine. Grigore 310 de la Vitenze. Iată, Vitenze îl vrea pe Grigore. Da. Acceptăm. Facem bani frumos pentru ceilalți care sunt scauteriți. Și match day, dar am spus, de la calendar o să simulăm aceste meciuri. Ca să joace oricine. Jump. Ok. Bun. Papo, avem ofertă și pentru el. Transfer offer 920.000, el valorează 900. Putem lua 1 milion. Haideți să negociem cu Stock City. El e bun, dar nu pentru ce vrem noi. Bun. New transfer 1.250.000 pentru că e în Anglia și în Anglia se plătește bine. 980.000 și a crescut destul de mult. 1.180.000. 990.000 și din nou a crescut foarte mult. Counter. Cerem 1 milion și cu asta basta. Și ne-am înțeles cu cei de la stoc. Au știut oamenii. Bă, atâta avem, atâta... Nu că atâta avem. Atâta îți dăm și cu asta basta. Bun. Mergem mai departe. Advance. Și avem cu Vitenze. International Management. O scrisoare de felicitare. El Shaoui, Loan Offer, de la Loan Tubai, de la Andorra. Nu mulțumesc, Loan Tubai, nu. Doar Loan, dacă vreți un an. Și Papu, din nou transfer offer de la Lech Poznan. Ok. Hai să delegăm. 1.750.000 și nu-l dăm pe mai puțin de 1 milion. Perfect. Cine se descurcă acum, cine negociază mai repede, aia e. Bun, și pleacă Grigore, probabil pleacă mai mulți. Junior Moraes. Bun. Ok. 7 mail-uri. Robert Ion, final scut. 63 over, nu. Ok, Doru Andrei. Doru Andrei, din câte știu, tocmai a fost transferat de Rapid. Jucător de picior drept, un pace foarte bun, 60 over. Încercăm să-l luăm și noi. Shortlist in view. 450.000 putem să dăm cel mai puțin pe el. Hai să începem negocierile cu clubul. Și încercăm direct 500.000, nu mai stăm la discuții. Ne-am înțeles, e perfect, voluntar ne-l dă.
Așa. A, trebuie să negociem și cu el, nu? Ei, să mergem acum, pierdem timpul. O să mergem să negociem și cu el. Robert Mustacă, 59 overall. Nu ne interesează că ne-am luat. Roberto Voican, 54 overall. Nu. Morai Sold, Danilă va pleca și avem ofertă și pentru Duganjici. 2 ani. Da. Nu. Nu, 2 ani nu. Hai să negociem pentru Danilă. Acum un an, bravo. Short term. Un an. Bine, acceptăm ce putem face. Să splituim salariul. Dăm și noi 100 de euro pe lună. 280 de mii. El e 275 acum. Nu știm cât pot da, dar o să cerem 375 de mii. 330 de mii și a crescut tensiunea foarte mult. 350 de mii și gata, e al vostru. Fără procente, fără nimic. Bun. Și Dugan zici transfer offer. 1.650.000, dar putem lua de la Cremonese, cred. Putem lua 1.800.000, iată. Hai să negociem. Și să încercăm 2.250.000. Milion 700. Da. A crescut tensiunea o leacă. 2 milioane. Și al vostru. 1.800.000 și a crescut tensiunea. Da. Acceptăm. Că nu are rost. Bun, și a rămas să mergem să negociem cu Doru Andrei. Nu știe el să dea centrări, dar e tânăr, o să învețe. Normal, acum are 1.700 salariu. Ok, rotație. Și vrea, e în regulă. Pe 4 ani noi îl vrem, pe 5. Fără clauză de reziliere. Vreau 1.300 cu 10 apariții. Remove bonus și... Hai. E ok. A cerut mai mic, dar asta este, e treaba lui. Și a dorit foarte mult să-l semnăm, probabil. Iată-l prezentat. Da, de ce, ce? Hai, mă, nu ți-l dă nimeni cu 340.000. Așa, bun. Mergem mai departe, avem match day cu Vitenze. Și mergem la calendar. Și dăm de aici jump, după care avem cu Oțelul Galați match. Sunt curios dacă am avut dreptate, dacă pe Doru Andrei, nu pe Pop, l-a semnat rapid. Imediat caut. Sunt curios. Pop, cred că l-a semnat. 4 mieluri. Da, Transfermarkt nu-l prezintă încă.
Nu înțeleg de ce, dar el e semnat, sunt sigur. În fine, Grigore Sold, el și-a îi lua în agrement. Hai să vedem. Un an, du-te și joacă, dacă te bagă. Iată și scorurile 2-0 cu Leganes, 2-2 cu Vizela și cu Viteze, 1-1. Bun. Astea scorurile de la turneul amical. Hai să-l scouterim și pe Rareș Pop. Da. Tot mijlocaș dreapta, 18 ani. Dar e jucător de picior stâng. Așadar, o să-l luăm pentru stânga. Rezervă de mijlocaș. Ceea ce e foarte genial. O să avem doi tineri de perspectivă acolo. Pleacă Grigore. Sperăm să plece și Săpunaru, pentru că este lent și nu avem nevoie de oameni lenți. Consider în special că locul Rapidului a fost din cauza lui Săpunaru, unde s-a clasat anul acesta. Îmi asum acest lucru, îmi pare rău pentru rapidist să spun. Realitatea este că avem nevoie acolo de fundași mult mai buni. Iată-l pe Bang Boe cum arată de fapt în... Da. În FIFA. A plecat și el. Foarte bine, bravo, mulțumesc. Și avem 9 mieluri înainte de meciul cu Oțelul. A fost vândut și Dugan, zici? Și am făcut bani de fundași centrali buni. Să vedem ce facem mai departe, ce transferuri și toate cele. Spezia, am înțeles, noi Cremonese de Spezia. Foarte bine, bravo. 9 mieluri, hai să le citim. Sold ăsta, Martin Agnason. 55 overall. Da, nu ne interesează. O avea 19 ani, dar totuși 55 nu. 55 luăm români, dacă luăm. 19 ani, 61, 750 de mii pentru ăsta. Nu. Nu ne interesează. Adebisi, 60. Nu. Nu ne interesează. Și acum Adaramola, 58 over, de la Crystal Palace. Oare să poată ceva? Nu, în fine. Avner. Ăsta da. Dar costă cam mult, ia să vedem. 80 și accelerație cu sprint speed, agilitate bună, balance ok, stamina ok, jumping ok, agresiune bună, intercepții ok, viziune bună, attacking position bun, composure nu prea, reacții prea puține, știe și crossing, curve știe. Știe și curve, deci poate fi și mijlocaș lateral, pardon, defensive over bun, long pass, short pass, foarte bun, foarte bun. Hai să încercăm să-l luăm. Pe Abner, 5.600.000 cel mai puțin, hai să vedem. Hai să încercăm cu un player swap, să vedem ce avem pe aici. Mai avem Săpunaru, Iulian Cristea, fullback, 3 doar. Goalkeeper n-avem, mijlocași centrali. Pănoiu, Kite. Pănoiu are 20 de ani de viitor, la fel ca băieții al alții doi pe care avem. I-am unul la însemnat și vrem să-l luăm și pe altul. Emers Wide, Albu. Omar El Shaoui care pleacă. Wingeri, Bang Boy, Ioniță,
Valentin Costache și Doru Andrei și Eduard Danilă. Ok, eu o să vreau să-l dau pe Ioniță la schimb și le dau și 5 milioane. Fără Ioniță și vor 4%. Ah, și nici n-avem. Ok. De unde, mă, să avem 5 milioane? Eu am crezut că... Normal nu trebuia să intre banii de pe Dugan, zici? De ce nu sunt bani? Player swap. Încercăm... Nu-i interesează. 4 milioane 800 putem să dăm. Nu, 3 milioane 800. Ca să ne rămână bani și de salarii. Și 25% dacă nu mai încercăm o chestie pe urmă. Ne-am înțeles. Oh, ce bine. Ce bine. Bun. Abner, brazilian. Ia să vedem dacă ducem noi rapid un Champions League anul acesta. Crucial. Un an? Fii serios, 2 ani. Hai că te iau pentru 2 ani. Fără clauză. Și ai 12.500. E ce, mă, nu pot și eu să-ți dau 12.500? Nu poate Rapidul să dea 50.000 pe lună, 600.000 salariu? Și ia și 50.000 la semnătură. Ia să vedem, merge? Bun, l-am semnat. Primul mare transfer, brazilianul Abner. A plecat brazilianul Moraes și a venit el. Bun. 3.800.000. 11.000 aproape. Și ia să vedem, cel mai bun preț pe care puteam să-l luăm era 'New Star Player', da, mă știu. Wow. 4.200.000. Ok, perfect. Și acum să vină banii de pe Vinicius și toate cele. Acpunu, 52 over. Na, ce să faci cu el? Ăsta 70 over, Turcu, 1.300.000, remove și să-l vedem. Da, e ok. Îl avem aici, ține minte. Sami Ayai, 76.4 înălțime, pace bun, 1.300.000 și el. Îl avem aici și îl ține minte. Ăsta, na. Nici de viitor nu poți să-l iei. Adegboega, 60 over. Nu. Nuhu, Adams Nuhu, cred că e bun. Da, eram sigur. Dar lent. Akpa, 57 over. Hai să-l... nu este în listă. Bine, foarte bine. Am uitat pe ceilalți să-i scot, dar facem noi curat. Altă dată Agbadu, 75 over, nu avem ce șansă să ne atingem de el. Și Papo sold și noi totuși nu avem bani. Cum vine asta? De unde nu avem bani? De ce nu avem bani? De ce nu avem bani? Că l-am vândut pe Dugangici, am vândut o grămadă. Match day. Ia să vedem noi pe cine mai putem să mai vindem înainte de meci. Squad hub. Avem și încă 3 inboxuri. New training. Haide, mă, să le citim și pe alte că nu le-am văzut. Papo sold, Papo negotiation. Bun, am luat și pe Papo 700.000. În fine, mergem la Squad Hub și începem să vindem, pentru că nu avem ce face cu atâția jucători. Da, mie personal Emers nu prea-mi place, sincer să fiu. Așa că o să-l transferăm. Să facem bani. Pe noi rămâne, El Shaoui pleacă împrumut, ăsta e venit. A, mai dat și pe ăsta 500.000, am uitat. Ioniță, transfer list.
Costache. Jucăm cu Petrila. Jucăm cu Bangboe. Avem Doru Andrei și o să mai vină și ăștia alții. Costache, Costache. Mie mi-a plăcut Costache, nu știu ce să zic. Danilă pleacă, Borja Valestan, Rahmani. Ok. O să-l dăm pe Borja Vale spre transfer list ca să mai facem bani, că n-avem bani. Rapid nu a avut bani, se pare, în sezonul acesta și dăm matchday cu Oțelul Galați. Ia să vedem noi. Conferință de presă cu Răzvan Lucescu. Thank you guys, thank you for joining us. We'll take questions now. Începe campionatul. Nu prea le-a ieșit fața. Bun, acesta este interviul dinainte de meci. Nu ne-am uitat și noi la echipă să vedem cu cine jucăm. Așadar, mergem să o facem. În locul lui Brown, care este obosit, intră Abner, clar. Și avem și aici obosiți, dar îl vom pune pe Brown aici, în locul lui Ștefan, pentru că pare mai bun. Bun. Și cam asta este. Hai să-i dăm drum la meci. Să-i dăm drumul la meci și să facem treabă, să luăm primele puncte împotriva lui Dorinel Munteanu. Ce credeți? Îl batem pe Munteanu sau nu-l batem? Așa se fac transferurile. N-ai bani? Faci unul mare, nu iei 5 varză. Iei 2. Ai 2 milioane jumate, iei 2 de 1.200.000 fiecare, decât să dai 500.000 pe 5 care sunt de umplutură. Așa se fac transferurile. Asta trebuie să înțeleagă lumea. A, că găsești tu un talent ca Rahmani, asta este altă treabă. Rahmani, iată-l, în teren, nici nu l-am pus acolo și este Funcio Bambue, Onea. O pasă către Iacob, acesta lasă mingea mai departe către Cristea. Abner joacă cu numărul 2 pe tricou. Abner, să-l vedem. Abner, foarte bună pasă pentru Petrila, 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 față în față cu portarul celor de la Oțelul. Din păcate nu reușim să înscriem. Nu ne-a arătat reluarea, l-a arătat pe Răzvan. A, ba da, ne arată, super. Da. Ce să zic? Na. Se întâmplă. Onea va executa. Nu prea are curve el. Hai să vedem. Destul de tare până la... Nu știu cine a fost, dar în fine. Combinăm din prima Cârjan, să vedem. Greșește Cârjan pasa. Onea, să vedem dacă se ține după Bolișteanu. Nu se ține după Bolișteanu, foarte bine. Moldovan pasă către Iacob. Acesta îi pasează și lui Abner. Abner foarte bine l-a găsit pe Petrila. Waida acum. Waida pasă în centru către Rahmani. Rahmani, o pasă foarte bună pentru Cătălin Cârjan. Cătălin Cârjan, Cătălin Cârjan, transversală. Ce păcat. Ce păcat, Petrila presează. Ia bre. Către Fatai, Kevin Fatai. Kevin Fatai. Kevin Fatai și Cristea reușește să recupereze într-un final.
Onea. Foarte bine a lăsat Bang Voie pentru Albu. Albu pasă foarte bună către Rahmani. Nu reușim să băgăm mingea în poartă, dar o bagă până la urmă Cârjan, care apare din spatele lui Rahmani. Și avem 1-0, deschidem scorul în minutul 27. Da, am primit și vești bune pe lângă golul ăsta, așa că am toate motivele să fiu din ce în ce mai fericit. N-o să vă spun ce, bineînțeles, lucruri personale. Bun, a început din nou meciul, Albu. O pasă către Petrila. Petrila, să vedem dacă îl face pe Zelef. Petrila. Petrila știe să centreze cu stângul, știe să centreze cu stângul, dar scoate Stoian. Hai să vedem, Totonea, specialistul loviturilor de colț la Rapid. Hai să vedem, mai tare de data asta, până la nimeni, până la Zelev. Acum se luptă Cristea să rămână cu mingea în teren, iese cu totul, în schimb. N-am reușit să facem o deposedare acolo, Bodișteanu, nicio șansă în fața lui Cristea. Bun Cristea, dar nu este deloc înalt. Jucăm din prima. Dă-i odată drumul Rahmani. A așteptat, deci eu am dat din prima. Dar până face Rahmani preluare. Uite aici, eu dădusem direct. Trebuia să o dea din prima, lasă-mă mă nene. Dacă eu dau din prima, de ce îmi faci mie chestii de-astea? Eu joc împuțit, ca de obicei. Albu respinge către nicăieri, către Zivulici, Zivulici pasă către Kevin Safat, Kevin Fatai. Abia acum am reușit să selectez pe Waida. Abner ar trebui să fie primul la minge. Deposedat foarte ușor Waida de oponentul său, Abner. O să-i schimbăm numărul nou. O să-i dăm numărul 3. De fapt e al lui Florin Ștefan și el a vrut 2, aia e, na, nu știu, Ștefan cred că o să rămână la noi. Așa, bun, rezum meci. Ne uităm la note când facem schimbări. Momentan, la pauză, nu vreau să fac schimbări în general. Fatai. Acum Neagu. Frederic îl deposedează Abner. Mingea ajunge la Moldovan, care degajează tare până la Rahmani. Zelev. Bun, hai că am reușit. Petrila pasă foarte bună către Cârjan. Cârjan îi lasă mingea, dar Zelev o agață. Ne chinuim cu Oțelul, că știți foarte bine că este echipă foarte bună. Și iată cum acoperă, toate posturile sunt acoperite de jucătorii lui Dorinel. Pasă lungă acum, interceptată, dar Petrila reușește și dăm drumul cam hazardat la minge. Cârjan, Cârjan nu reușește în fața lui Iabrea absolut nimic. Panait. Panait. Dacă avea puțin mai mulți bani, Dorinel să ducă să facă pregătire cum trebuie și să ia 2-3 jucători ca lumea, vă spun eu că era în play-off. Iacob îl urmărește pe Fatai. Fatai îl face pe Iacob și centrare în care Abner reușește să respingă.
hazardat jocul Rapidului. Pasă foarte bună pentru Rahmani. Rahmani, să vedem. Încearcă o centrare în careu și s-a dat un hands pentru noi. Minutul 70 și va trebui să facem schimbări. Așadar vom face match facts, 39% posesia pentru Galați, pentru noi 61, 5 șuturi din partea noastră la ei 0, 30 de pase la ei cu 90% acuratețe, 54 la noi cu 81% acuratețe, 3 tackle-uri noi ei 0 și iată-l pe fundașul stânga, Abner, care are o notă 7,6, Petrila foarte bine, Bang Boe nu este bine deloc, Cârjean a dat gol, pardon, și în rest cam toată echipa merge bine. O să-l scoatem și pe Onea, poate, dar momentan aș prefera să scot bubele și obosiții. Bang Boe e bubă azi, așadar va intra Ioniță în locul lui. Cârjean este obosit. Îl băgăm pe Emers. Sau nu? Nu. Nu mai scot pe nimeni. Atât. O schimbare și vedem după. Hai să vedem. Bun. Direct în zid, las-o. Eu vreau să o las el să duce să pună piciorul pe ea, măne. Wide de pe partea dreaptă, iată. Să vedem ce face Wide. Wide până la Iacob, dar respinge acest portar pe care îl deține Dorinel. Mam, deci nici nu știu cum îl cheamă, n-am apucat să văd până acum. Și na, ce să zic. Nu, Stoian, nu vedem practic. La final sper să-mi aduc aminte să ne uităm și la ce over au cei de la Oțelu. Waidă, capul până la Petrila. Cârjean încearcă un șut de la distanță. Cârjean, să vedem, Cârjean nu reușește. Iabre este foarte bun, foarte înalt, foarte genial. Fatai urmărit de Iacob. Fatai, să vedem, întoarce foarte bine pentru Zivulici, incredibil cum ne dau gol prin Samuel Teles, cei de la Oțelul Galați. Da, ce fază și ce a făcut Fatai. Da. Cam nimic n-am putut să facem. Îmi pare rău să spun, dar asta este realitatea. Și dacă nu reușim să luăm vreun fundaj bun, poate luăm pe Francois Iabre, nu pe Iabre, pardon. Nu mai știu. Vom vedea imediat. Au ei un înalt. Jonathan Sise, mi se pare. Bă, păi da, asta pierd, mă. Pasă în dreapta, bă, la Onea am dat. Ia, ne bate Oțelul. Te pomenești că ne bate Oțelul, Galați. Cea mai tare din Carpați. Fatai. Pasă către Lopez și intervine Moldovan. Minutul 88. Jonathan Sise, dacă are greutate bună, e foarte bun Jonathan Sise de la Oțelul. Momentan corner, bate Masiel.
Wilder reușește să respingă și să ajungă primul la minge. Avem jucători în față, nu avem jucători în față. Wilder pierde lupta cu Cizotti. Iese mingea, minutul 92, avem out și nimeni nu vine la out. Wilder, să vedem, Wilder. Centrare în careu, pasa este groaznică din păcate. Și s-a terminat 1 la 1 această partidă. Da. Mai durează până ne instalăm cum trebuie, iată MatchFacts-ul. Da. Și hai la performance, să vedem cine cum a fost. Petri la 7, Rahmani 6,8, Ioniță, praf. Praf de tot, nici nu l-am văzut de fapt. Exact cum se întâmplase înainte să plece de la Rapid, nu-l mai vedeai. Nu știu, s-a ascundea de minge, nu-l mai vedeai. Bang Boye așa, Cârjan 7,7, Oaidă 7,3, Albu 6,5, Abner 7,3, Cristea 7,2, Iacov 6,9, Onea 6,5 și Moldovan 6,5. Da, știu, n-am făcut schimbări, dar n-am simțit că trebuie să fac schimbări. Ah, și să mergem să vedem și oțelul cea mai tare din Carpați. Cisotti, da, pe care Dorinel l-a văzut de multă vreme și l-are din Liga a doua și e foarte bun și o să fie foarte, foarte bun, o să vedeți. Are talent Dorinel, 62 over, Bodișteanu 60, Ilia Dimitrov 61, 64 Kevin Hafatai, Masiel 63, Zivulis 62, Lopez 62, Neagu 66, Samuel Teleș 64, Panait 58, Iabre, François, Iabre 62, Joao Serao 63, Zelev 62, Stoian 61, Lovrici, Ursu, Nedelea și Durbozoacă sunt rezervele neutilizate. Post-interview meci să vedem ce are de spus Răzvan Lucescu după acest egal. Just a moment of your time. Da, ce să spun, un egal într-adevăr nu este ceva rău neapărat, nu este un rezultat rău, mai rău era dacă pierdeam. Thank you. Și avem trei inboxuri. El și ei pleacă, Danilă pleacă, changing focus cu Ioniță, lasă-l așa. Emers, nu poți să-ți garantezi jocuri. Ioniță, nu poți să-ți garantezi jocuri. Mergem să-l căutăm pe Jonathan Cize, 1.95 înălțime. Să vedem cum se scrie. Nu. Nu așa. Ia să-l văd repede pe Transfermarkt. Sau nu e făcut. Jonathan Cize. Așa se scrie. În fine, încerc cu Cize. Iu este în partea dreaptă, bonșule. Ibrahim Karim, 27, Ibrahim Cize. Jonathan nu. O fi Ibrahim? Nu. Nu este în joc, dacă vă vine să credeți. Da, hai să... Hai, m-am dat-o pe ăsta. Dă-o încolo de treabă. Vreau să-l văd pe Cizeu ăla la altul de 22 de ani, că mi s-a părut...
tânăr și cine știe, poate are înălțime. Dă-o încolo de aici, că zici că am ceva la mână. Șase, cinci înălțime de la Schalke, da. Ask, ce să zic, doar așa, să vedem. Nu vine el de la Schalke la noi, dar mă rog. Advance. Pleacă Eduard Danilă la Varbergs. Pleacă și el Xiaoyi la Andorra. Și Advance. O să avem cu Sepsi. Meci greu. Emers, transfer ofer de la Arouca, 1.100.000, putem lua 1.200.000, hai să negociem. Încercăm 1.500.000, încercăm, sper să nu. 1.100.000 și tensiunea crește. 1.250.000. 1.100.000 oferta finală a lor. Acceptăm. Vrem bani, să facem bani pentru alții. Să vină de ăștia buni. Da, pentru asta trebuie să mai vindem, că n-avem bani. Așadar, m-am hotărât asupra unei privințe. Dar rămânem în Bang Boe. În Petrila, dacă îl vând pe Costache. Și după aceea Andoru Andrei. Ceea ce nu e rău, că e și pe noi care poate să facă treaba asta. Hai, Valentin Costache, și tu la revedere. Ne apropiem cu pași repezi. Costache deja transfer ofer, direct. Îl așteptau ăștia. 990.000, putem lua 1.100.000. Hai să negociem direct. Un milion 190.000. Na, crește tensiune. 1.100.000. Pardon. 1.050.000. Acceptăm, mă. Ce rost are să ne complicăm. Și haideți să-i vedem și noi pe aia la alții cât costă. De i-am băgat pe acolo pe un transfer hub. Nu-i ținem degeaba. Adam Nuhu. 1.250.000, iată, dacă vindem pe ăștia doi, îl luăm pe Nuhu, care are o înălțime bună. Adică Boeua, 60, over 600.000. Agbadu, n-avem nicio șansă. Aguilar, 61, over. Îl lăsăm aici și pe el, că nu se știe, poate o să avem nevoie. Ai, ia să vedem, ai. 1.200.000. Deci putem să luăm fundași buni. Ăsta trebuie să-l remove. Abeid nu mai avem nevoie, dar îl păstrăm aici. Și Așcadin, 1.300.000. Deci cu vreo 2 milioane și ceva, dacă pleacă săpunarul, putem să luăm jucători buni. Dar mai avem decât 345.000 și 6.900 la salarii, din păcate. Rareș Pop, final scut. 65 over. Genial, 1.800.000 costă. Shortlist și view. Să vedem și nu-l mai luăm. Acum. Că nu ne permitem. 2 milioane. Rapid a plătit 500.000 pe el și noi dăm 2 milioane la FIFA. Ce să mai zic. Ioniță, transfer ofer. Hai, dacă pleacă și Ioniță, facem bandă doi fundaș central ca lumea. 1.100.000.
Putem lua 1.250.000 să negociem într-un 1.250.000, bineînțeles. Dacă vreți să știți suma reală, pentru Ioniță, Rapid l-a vândut pe 50.000 de dolari în China, în Liga a doua. Când l-a vândut. 50.000 de dolari. 1.250.000 cerem. 1.150.000 zic ei. Simt că este de cerut 1.250.000 în continuare. Și gata, bun. Hai să plece cei trei, să facem bani de încă doi fundași centrali buni. Să vină o ofertă și pentru Săpunaru. Emersold și nu mai știu cine, cred că e gata. Bun. A plecat Xian. Ia să vedem cât luăm. Noi. Da, nu ne spune aici. Și avem 2000 eluri. Ioniță transfer offer 1.150.000 de la Watford. Watford? Hai mă, pe bune. Hai să negociem, poate luăm mai mulți bani. E, simt că se poate mai mult. Bun. Hai. Orice sută contează. Orice sută contează. Advance și nu mai pleacă nimeni. A mai plecat cineva și am făcut niște bani. Să vedem când ne-a oprit clubul. Nu știu cine este. Costachia, ha. Bun, hai că am luat bine. Și să vedem cât avem. 2 milioane avem. Ok, cu 43.000 buget. Transfer hub. Și să luăm pe prima oară pe 28 de ani Adam Znuhu. Turcu cât are? Acadin. 29 și aia e. Dar Turcu e bun. Are playstyle-uri ăștia n-au. Nuhu are. Îl iau pe Nuhu. 1.500.000 ar zice. Ei. Hai să vedem. Approach to buy. Și o să încercăm o daia șmecheră. Mai scăpăm de un salariu mare. Centerbacks. Cine poate să plece? Săpunaru. Plus. 1 milion. 1.250.000. Fără Săpunaru. Hai să încercăm 1 milion. Poate îl luăm. Hă? Da! Ce fundaj ne-am luat! Mai trece pe Cali de acum de noi. Credeți? Aolo, e lent ăsta, bă, băiatule, nu m-am uitat deloc, bă, deloc, bă, și l-am văzut în episodul trecut și am zis că trebuie să mă uit să văd ce de-astea are. Rotație, că ești lent, crucial, vrea, hai să acceptăm. 2 ani, 3. Sper să... Aibă viteză, fără apariții îți dau 10.000 și... Ouleu! Și 50.000 fie de la mine. Nu știu cât... Poate ca viteză, că aiurea rău de tot. Oh, îl căutăm Kasim Adams Nuhu, îl căutăm pe FIFA. Să vedem pe ei. Stăm aici că putem să stăm. Kasim Adams Nuhu FC24. Iată, mi-a și apare. Să vedem că dacă are accelerație 54, îl iau degeaba. Pace 62. Format din
61 cu 62, dar nu cred că mai crește. E lent, e lent rău de tot. 61 cu 62, n-am ce să fac cu el. Nu. No. Deși e bun față de alții, da. Mii, nu vreau să-ți dau 11.000 deloc. 10.000 cu 39.000. 11.000 și atâta vrea. Și eu scad la 10.000. 40.000 pe lună e destul. Nu, nu, nu-l iau. Dacă nu vrea, nu-l iau. Îl iau așa. Că oricum e mai rapid decât săpunarul, dar cu 10.000. Sau poate intrăm în impas și negociem cu alții. End negotiation, nu. N-are rost. Bun. Ne-a ieșit din cap ăsta. Ăsta. Pace 61. Firar. 64 cu 77. Hai că-i cât de cât ăsta. Să sperăm că o să vrea. Da. Asta e marea problemă la care nu m-am uitat la viteză, am uitat de viteză. Player swap, încercăm din nou să scăpăm de un salariu mare, bănuiesc. Și 1.000.000. 1.100.000 fără săpunarul și simt că este loc de negociere. 1.000.000. Ne-am înțeles. Perfect. Și ăștia vor să scape de acest fundaș genial. Nu înțeleg de ce. ...18.000 are salariu, atenție. Crucial, băi nene, la 70 overall. Îl mai au pe burcă și gata. 5 ani. 2 ani? Bă, dar de ce toată lumea vrea pe 2 ani? Mă, e limitată echipa asta. Altul a vrut pe un an și am și dat bani pe el ca lume. 3.800.000. Da, 20.000 și gata. Aia e. 80.000 pe lună. 960.000 pe sezon oferă șucu pentru acest jucător. Bun. Transferuri bune, transferuri mari. Și mai am eu unul, dar nu cred că îl putem lua. Mai știu eu unul de la FCSB. Dar nu cred că îl putem lua. Agbadu nu, Adegboega n-ar fi rău, dar na. N-are rost. Da. Hai să-i scoatem pe ăștia care sunt lenți de aici. Și Nuhu. Nu știu, vedem dacă îl luăm pe Nuhu. Oricum bani. Nu cred că mai sunt. Dacă, da, mai avem 144.000. Dacă nu pleacă ăștia. Și avem meci cu Șepsi. Costac e sold. Bun. Și totuși noi mai avem 100 și ceva de mii. Cum vine asta? Nu știu. Și n-am trimis nici scouterii la iut. Team management. Cine este mai slab? Și mai scund. Cristea sau Iacob? Iacob e mai bun. Cristea iese. Intra aia ei. Ignat. Îi va ceda locul lui Cristea. În locul lui Drăghia. Hai mă să-l ținem pe Drăghia aici, mă, că nu se știe. Vom avea nevoie vreodată să accidentează ăsta, să avem portar. Bun, iată, subțire lotul la pridului, foarte subțire. Dar vom vedea. Aia e achiziție bună, rău de tot, zic eu. Vom vedea. 64 accelerație, aia e. Aia e, aia e. Da, aș vrea să văd totuși dacă mai crește aia e. Dacă nu, aia e. Abner,
Ia mai crește Abner. Crește Abner. Păi ce să-l creștem noi mai repede? 6 săptămâni. Aici știe foarte bine. Pe apărare ar trebui să-l creștem. Da, fizic și apărare. 6 săptămâni, bă băiatule. Să faci defending-ul cum trebuie. La high, nu la medium. Da. Și săpunarul n-o să plece. Ia ce salariu are? 3300 pe lună. 3300. Și ăsta 12500. Păi așa să fac. Da, pe lună. Pe săptămână 3300 are săpunarul. Ok. Adică destul de mult, 13.000, 14.000 de euro pe lună, ăsta nu mai crește, da, aia e. Bun, aceasta a fost episodul de astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că vă place și dați un like, un share, un comentariu, alea, să vadă și alții această carieră. Pa!